decisivă și pentru el și pentru Darius Vulcov la Senat. Până acum l-am auzit pe Dan Șova spunând că a început la grupul de rugăciune această zi și că de fapt el a salvat completurile turceni și rovinari. Haideți să-l ascultăm. Posibilitatea ca la rovinari și turceni să fie existat probleme. Îmi doresc ca domnul procuror să trimită odată acest dosar în instanță și să ne judecăm. Dar nu o să fiu ipocrit cu dumneavoastră și o să vă spun să votați așa cum doriți. Nu. O să vă rog, cu prietenie, cu onoare și colegialitate, să înțelegem un lucru, anume că noi, prin legiferare, am dat parchetului și Direcției Naționale Anticorupție toate mijloacele, toate posibilitățile legale, toată finanțarea necesară, toți experții, toată tehnica, tot personalul pe care l-au cerut pentru a combate un flagel pe care îl considerăm cu toții nedrept pentru România. Și am păstrat pentru noi, cetățenii României, fie că suntem parlamentari, fie că nu suntem parlamentari, un singur lucru, libertate. Încerc să-mi imaginez cum ne putem noi gândi că un om s-ar putea apăra din detenție împotriva unui sistem care are la dispoziție toate mijloacele. Ori eu cred că dacă discutăm despre egalitate, despre egalitatea părților în proces, despre posibilitatea de a te apăra, aceasta nu se poate face decât în libertate. Nu o să mă plâng în fața dumneavoastră de o realitate foarte clară, anume că de când a început acest dosar, alerg să-mi demonstrez nevinovăția. Ceea ce nu este firesc și știți cu toții foarte bine. Trebuie cineva să-ți demonstreze vinovăția. Alerg să-mi demonstrez nevinovăția. Mă supun și acestui lucru nefiresc. Dar vă rog, și o spun cu demnitate, să-mi dați posibilitatea, prin votul dumneavoastră de astăzi, respingând cererea Direcției Naționale Anticorupție, să mă pot apăra ca om liber. Și vă garantez că peste câțiva ani, peste 2-3 ani, când vom avea soluția definitivă în acest dosar, veți constata că nu ați greșit. Vă mulțumesc!